ce deosebire în comparație cu primul set când a încheiat cu 3-aș pe serviciul ei. Pe dusul. Ești. Advantage. Guide us over. În fine, se găsește în avantaj și Gaidosova. These games are second set, tiebreak. Mult noroc, mult noroc pentru această jucătoare din Australia, extrem de spectaculoasă, dar foarte inconstantă. Totalmente justificat discursul autoreflexiv al Andrei Petkovic. Care ar fi trebuit să-i aducă un punct pe care și-l construise și dimpotrivă aduce punctul în contul Andrei Petkovic. A vrut să ia mingea direct și asta a costat-o. Inspirate dozajele cât privește mingile lungi în ultimele 2-3 game-uri pentru Petkovic. A încercat foarte mult în Nemțoaica, dar i-a ieșit destul de puțin. Competitoare și-a realizat serviciul. Monumental forehand-ul ofensiv al Gaidosovei, priviți cu câte vigoare a intrat în minge, ce frumos a finalizat lovitura și ce percutanță a avut mingea. Un mini break interesant în economia actuală a confruntării. Doilea mini break, aș spune, dăruit de Andreea Petkovic.
la 4 la 1, conturile ar trebui să fie deja reglate, dar după cum s-au desfășurat ostilitățile, nu putem spune asta. Totul se joacă. Iată, iată pe fondul acestui retur foarte agresiv. Este imposibil Gaidosovei să găsească lungul de linie. Întâlnește doar plasa. Și păstrează avantajul unui singur mini break. Și asta frumoasă atletă iar Mila Gaidosova. Sângele subocurat al Andrei Petkovici nu se dezminte, este o luptătoare. Și cu spatele la zid nu cedează. Și este o sportivă splendidă, un mare talent al tenisului mondial. Lovitură de teatru aici, la Cincinnati. Două mini-break-uri luate înapoi de Andreea Petkovici urmează la serviciu. Incredibil, a avut o mână Gaidosova și a încercat norocul pe acest contrapie și nu s-a întâlnit cu el. 4 la 4. Încă un serviciu pentru Petkovici. La 4 pentru Petkovici. Acesta se bucură de un comeback similar cu cel realizat în primul set de Gaidosova. 6 la 4 acum. De set pentru Andreea Petkovici spre disperarea Gaidosovei. Care a iată nici primul serviciu nu intră. Una dintre ele a fost anulată. N-ai o șansă însă pentru Petkovici de a egala situația la seturi. Cred că e a cincea minge de set pe care o rezolvă Gaidosova. Cam multe totuși. Mai ales că urmează la serviciu Andreea Petkovici. Oh!
Egalarea se produce într-adevăr... Deci este boxer sau de luptător de K-1 făcut de Petkovic, care egalează la 1 după un tie-break dramatic. Absolut meritat.